bom bim bom bim bom bim bom Marile tu cele înalte toate stelele să salte salte cerul și pământul și să laude cuvântul. Sunt acasă. Eu sunt din zona de aici. E frumos. Eu loc de poveste, un loc unde se trăiește românește, se simte românește, toate sunt ale noastre. Că Dumnezeu a vărsat toate darurile și toate frumusețele, le-a pus în zona noastră aici. Avem de toate. Avem frumuseți nebănuite, avem oameni deosebiți. Îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc biserica, iubesc frumosul, iubesc toate. Avem niște peisaje extraordinare, parcă sunt luate din poveste. Și avem niște zone în apropierea noastră aici unde se poate merge doar cu pasul, unde omul n-a ajuns să strice ce a creat Dumnezeu. În ziua de ajun, la Năruja se pregătesc scutecele Domnului, un preparat de post îndulcit cu miere și presărat cu nucă. Turtele, așa cum le mai numesc localnicii, sunt făcute pentru colindători și pentru toți cei care vor trece pragul casei. Bunica Tudora nu se abate de la tradiție și dis de dimineață pregătește turtele așa cum a învățat de la mama ei. Punem câte două așa, le punem aici așa, le dăm cu sirop și cu miere de nucă și cu așa, cu zahăr și punem câte două de acolo, pe urmă le facem tot așa și le tăiem. Cum se trăiește și cum se simte Crăciunul aici la Năruja? De când vine toamna, mirosul de Crăciun este peste tot. Cu prima frunză care cade, gândul mă duce sau duce pe oameni la Crăciun. Crăciunul este sărbătoarea copilăriei. Crăciunul este sărbătoarea bucuriei. Crăciunul este sărbătoarea dărniciei, este sărbătoarea iubirii, pentru că Dumnezeu ne-a dat cel mai mare dar pe Fiul Său. Și Dumnezeu este dragoste și la Crăciun vine dragostea, vine bucuria la noi împărtășită de Dumnezeu oamenilor. Oamenii în această perioadă sunt deosebiți din celelalte perioade ale anului. De foarte multe ori în zilele acestea mă întreabă oamenii: Părinte, când mărturisești? Părinte, când împărtășești? Părinte, când vii pe la noi? Când vii cu ajunul? Când ne aduci calendarul? Asta înseamnă că oamenii aceștia chiar se gândesc la sărbătoare și se pregătesc. Nu neapărat material, că material tot omul se pregătește, dar să pregătesc din punct de vedere spiritual. Ce știți, creștini prea iubiți? Voiți ca să ne primiți? Da! Haideți, mă, că să ne primește! Azi vă vin colindători de Sfintele Sărbători. Cu toții acum dorim să vă propovăduim. Cuvânt de mare folos de nașterea lui Hristos. Da. Astăzi este zi măreață, florile d'albe. Ne-am trezit de dimineață, florile d'albe. Și-am pornit să colindăm florile d'albe. Și din inim să urăm florile d'albe. Astăzi pentru fiecare florile d'albe aducem câte o urare, florile d'albe. Rămâneam de gospodar, florile d'albe. Să trăiți într-un mulți ani, florile d'albe. Să urăm de sănătate, florile d'albe. De noroc să aveți parte, florile d'albe. Sau în curarea noastră, florile d'albe. În casă la dumneavoastră, florile d'albe. Florile d'albe. În zona noastră sunt datini, sunt obiceiuri frumoase.
Și acestea ne fac să trăim și mai intens sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea iubirii, sărbătoarea Crăciunului. Astăzi lucrurile s-au mai schimbat un piculeț, parcă a devenit comercial și Crăciun. Dar cei care trăiesc cu adevărat, Crăciunul înseamnă mult mai mult. Înseamnă lumină, înseamnă bucurie, înseamnă apropiere de Dumnezeu, înseamnă să fii bun, înseamnă să dai, să dăruiești, să te împărtășești, să te împarți altora. Asta înseamnă Crăciun. Crăciun nu înseamnă doar să fii tu singur cu cei dragi ai tăi, să-ți fie ție bine, ci Crăciunul înseamnă mult mai mult. Să poți să te împărtășești celor din jur, să-i faci fericiți și pe ei. Mântuitorul a venit să ne facă fericiți pe toți, nu numai pe unii. Și sperăm din tot sufletul că oamenii vor înțelege lucrul acesta, ca și ei să fie mai buni, mai darnici, mai iubitori, mai iertători și să lase la o parte ura aceasta care acum chiar ne stăpânește. Ura aceasta ne-a divizat. Și iată, de foarte multe ori uităm de Crăciun și ne gândim la lucrurile lumești, la cele care se petrec în jurul nostru. În inima țării Vrancei, căci așa e supranumită comuna Năruja, nu poți uita adevărata menire a Crăciunului, pentru că aici întâlnești omul frumos, înțelept, cunoscător al adevăratelor valori spirituale și morale. În vremurile noastre vorbim frecvent despre prezent. Ne pregătim din timp pentru sărbători cu cele materiale, ne facem planuri de vacanță și ne gândim ce cadouri alegem pentru cei dragi. Dar oare cum erau Crăciunurile de altă dată? Cum simțeau oamenii sărbătoarea nașterii Domnului atunci când nici nu se puteau gândi la cadouri? Am prins război, concentrări, că sunt în 33 născută. Mama mea a avut 8 copii, eu am fost cea mai mare dintre copii. Tata meu l-a luat la concentrări, prin 44. Cum sărbătoreați Crăciunul în perioada aia? Cum era? Cu bucurii. Eram înnăcăjiți. Dar când vineam, că noi am stat în jos răbegari și n-am fost multe casă, când vineau pe la noi, ne bucuram. Chiar și când vinea preotul, ne binecuvânta casa și eram mulțumiți. Și vinea și colindători și ne bucuram. Eram atâta de bucuroși când auzam și noi că intri în casele noastre copii să ne colindeze. Cum vă pregătiți pentru Crăciun? Abia așteptăm să vină, mai ales că postim. Ne aducem aminte de copilărie, de colinde și ne bucurăm când casa e plină de colindători. Ne pregătim cu cârnați, cu friptură, să taie porci acum. E frumos! Cum erau Crăciunurile din copilărie? Păi, fiind bătrână eu la vârsta asta, copilăria mea a fost diferită de copiilor de astăzi. Mai ales că tatăl meu în 50 a fost închis. Ei, am avut și lipsuri, dar noi, copii fiind, nu prea... N-aveam așa lux. Am avut o copilărie frumoasă. Ne bucuram de orice, parcă acum am mai perit bucuria. Dar atunci, fără griji. Și cum erau Crăciunurile? Păi noi, cel puțin, abia așteptam să vină. Pentru că plecam cu colindul. Și... mama ne învăța să vă purtați frumos,
să vorbiți frumos și să respectați pe toată lumea. Nu știu, acum nu prea mai e respect, da? Poate că ne revenim. Ce primeau colindătorii în vremurile alea? Primeau nuci, mere, fructe uscate, colăcei, covrigi. La noi, în zona asta, se găseau mai greu, nu prea erau. Dar se făceau un batră cu colăcei. Au trecut prin multe, dar nu și-au pierdut optimismul și curajul. Nu ar fi reușit asta fără credință și nădejde în Dumnezeu. În biserică au găsit liniștea și puterea de a merge mai departe, indiferent de greutățile pe care viața le-a scos în cale. Cel care în ultimii 33 de ani le-a fost alături este părintele Vasile Bratie, de care s-au atașat și căruia îi sunt recunoscători. Avem un preot care se implică foarte mult. În tinerețe, când a venit prima dată la Năruja, a început renovarea acestei biserici în 90. A resfințit. Aveam o vecină care îi spunea că părintele era tot timpul un du-te vino. Îi spunea părintele vijelie. N-avea stare până nu și-a văzut visul îndeplinit. Meleagurile frumoase au și o biserică frumoasă. E monument istoric, construit acum 250 de ani în urmă, în anul 1788, cu o istorie puțin cunoscută. Povestea spune că ar fi ctitorit-o un haiduc pe nume Ponea, care a făgăduit Dumnezeu că dacă va scăpa din problemele pe care le are, va ridica un locaș lui Dumnezeu. Și cred să fie așa, iar pe altă parte se spune că ar fi ridicat-o credincioșii satului nostru. Au reușit să construiască o biserică așa de mare, pentru că încape Dumnezeu în ea, și așa de mică încât au încăput ei. Deci, biserica este minunată. Stilul este brâncovenesc, ziduri groase, frumos pictată, acum, de-a lungul vremii, a suferit anumite schimbări, ca structură a rămas aceeași. Pentru că parohia are două biserici, avem și la podul Năruji preot. E fiul părintelui paroh, părintele Petru. Și ne bucurăm și de părintele Petru, că copilul nostru. Cum așa? A crescut aici, parcă îl văd copil cum ieșea cu tatăl din altar, cu sfintele daruri. Îi văd copilăria, e dacă a fost aici cu noi, cum să nu? Un copil minunat. Parohia noastră, până acum de curând, avea o singură biserică. Parohia se întinde pe o distanță mai mare. Și avem aici, în comuna noastră, un sat numit Podul Năruji, care este aproape la 2 km, 2 km și ceva de centru, de biserica noastră. Și s-a simțit nevoia să facem și o altă biserică acolo, oamenilor de acolo. Parohia este destul de întinsă și fiind foarte mulți bătrâni în sat, le era greu să vină la biserica din Năruja. Și atunci, împreună cu Consiliul Parohial, cu bătrânii din sat, au propus părintelui Bratie Vasile, tatăl meu, care era paroh aici, să construiască o biserică, să slujească oamenilor din acest cătun, din satul Podul Năruji. Lucrările au început în anul 1996, când s-a simțit locul. Au continuat până în 2003,
când a fost sfințită biserica de înalt preasfințită Epifanie în Oroceal. Pictura este realizată de domnul Nicolae Govoreanu din Blaj, un pictor deosebit, zicem noi, pentru că a avut spiritul acesta tradițional și a încercat să pună spiritul românesc în pictura bisericii noastre, acest lucru fiind evidențiat prin scena nașterii Domnului, unde magii sunt reprezentați prin domnitorii țării românești, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân. În pridvor este scena Fiului Risipitor, în care Fiul Risipitor este pictat părintele Vasile Bratie, cel care s-a ostenit în ridicarea acestei biserici. Iar în pe fundalul acestei picturi este tot casa tradițională românească, încercând să pună și ceva autentic românesc, folcloric, în pictura bisericii noastre. Este un lucru extraordinar să ai un copil care să slujească cu tine, lui Dumnezeu. Noi ne uităm în jurul nostru și vedem tinerii de astăzi s-au depărtat. Iar pentru mine bucuria este că l-am aproape, e aici cu noi. Noi deja am înaintat în vârstă. El este aproape de noi aici și ne ajută oricând, dar bucuria și mai mare este că îi slujește lui Dumnezeu. Cum e să păstoriți în familie comunitate? La început mi-a fost un pic greu, pentru că lumea mă cunoștea, fiind crescut, născut aici, crescut aici, la început lumea mă privea ca băiatul părintelui. Și ușor am înțeles că nu mai sunt băiatul părintelui, băiatul de la strană, și sunt părintele din această parohie. Și atunci mi-au fost alături în toate proiectele pe care le-am realizat, mi-au fost alături, m-au sprijinit și mă sprijinesc în continuare. La început, pe de parte a fost greu, pe de parte a fost ușor. A fost ușor pentru că știam, cunoșteam oamenii, le cunoșteam nevoile, cunoșteam obiceiurile, cunoșteam de ce au nevoie din punct de vedere și material și spiritual, și atunci mi-a fost mai ușor să mă apropii de ei, de sufletele lor, de casele lor și să pot să-i slujesc așa cum trebuie. Oameni serioși, iubitori de Dumnezeu și păstrători de tradiții. Ceea ce fac, fac cu simț de răspundere, cel puțin bătrânii fac cu simț de răspundere, și dacă încerci să-i întorci, poate considerăm noi că nu, voi consider că mie mi este mai bine așa sau nu numai mie, situația este mai bine, nu-i scoți din ale lor, trebuie să-i lași ca pe ei, dar punând cap la cap ne dăm seama că ceea ce spun bine și fac bine. Amintirile și poveștile lor de viață sunt adevărate lecții de modestie, curaj și altruism. Înțelepciunea lor ne face să ne gândim încă o dată la ceea ce avem și să apreciem darurile ce ni s-au dat. Bunicu, cum au fost colindătorii? Bine. V-au plăcut? Da. Și le-am fost ca copii și acum a ajuns. Cum se colinda pe vremuri? Nu era ca cum e acum. Acum sunt condiții foarte bune. Noi când eram la copii nu era trebuie să eram înnăcăjiți, era și războaie, era și... La școală era bataie, nu știai, nu iau. Cum a fost copilăria? Greu. Greu. Era la părinți, cu animale, ne trudeam și cu școala. Și plus de asta, părinții erau în război, deci am la școală. Brațul cu lemne, călămara în mână, nu aveai lemnele, nu intrai în școală, tremurai de frică pe afară. Era greu. Ce să mai... Acum ai copii, acum care nu învață carte, e păcat. Au condiții să învețe carte. Cum ați plantat copaci în curtea școlii? Ne-a pus profesorul. Am avut aici din sat mulți prizonieri care au murit pe front și ne-a pus așa. Băi, cine are moș-strămoș prin război morți, să facă cu o groapă, să pui un pom, pui pământ la el și să cărați apă, și când căram apă, cu copa de la fânt, de la Budei, strigam tare să audă din cancelare. Băi, când pui copa cu apă acolo, să fiu eroului Stan Lazar, nepotul, Berehoi Ion, puneam apă la moșul meu. Și ceilalți băieți, la copa, la ceilalți eroi. Și asta am trecut. Și s-au prins copacii? Poftim?
S-a prins poni, am mâncat pierșe de pune din ei, dar am pus să nu se prindă. Am pus poni de la 10 ani, doamnă. Am pus 60 de pruni și acum am 86 de ani, acum am mănânc pruni și beau țuică din pieșe, s-a mai uscat din ei. Am pus mult, s-a uscat, acum a rămas cam un sfert din ei. La școală am învățat 5 clase, de când a început războiul, până ne-au s-a închis școlile și n-am mai învățat. Și pe urmă am plecat în armată, am făcut armată la Grăniceri, am păzit, noi am participat, a început Revoluția în Ungaria în 56. Și ne-am dezbrăcat din hainele civile, ne-am îmbrăcat în hainele militare, armamentul care l-am avut, l-am șters și ne-a spus colonelul. Ne-a spus locul de adunare, asta așa. Din momentul de față era la Ungaria, la satul mare, la Careei Mare a fost. A ieșit colonelul pe locul de adunare și a spus așa, companii rebi, din momentul de față, țara noastră este în război. Noi suntem primii oameni care primim focul în piept. Și am stat acolo, am pus de ultimul pământ al României. Am apucat și foameteam, a fost o lipsă mare, n-a plouat. Mama mea a avut doi bunici din partea mamei și au murit în timpul foametei. Și când le puneau, le făcea pomană, când punea câte o leacă de mămăligă pe masă, chiar era lumea înfometată, țăraca. Până aducea sarmale și putea acolo de punea, nu mai era nimic, era curat pe masă. Atunci, pe timpul foametei, cine avea o vacă era cum ar fi acum un bogătaș. Pe timpul foametei aveam oi și vacă. Mulgea laptele, îl făceam păsat cu făină, făceam un terci și mâncam. Odată tata, dacă avea 8 copii, zice, mă, ia să cântăriesc eu. A făcut o mămăligă, mi-aduc aminte. Și a tăiat așa câte o bucățică de mămăligă și a pus-o pe cântare. Și cât a titica, era 300 de grame. Și cât eram, când ajungea, ce era 300 de grame ca să ți satului un copil? Am apucat timpuri grele, timpuri înnăcăjite. Uite, acum am 85 de ani. Deci am depărat multe necazuri, colectiv, greutăți. Tata, când a venit de la închisoare, ne-a adus un colind frumos. Tati și de Crăciun acolo? Asta și de Crăciun, da. Era foarte greu, că mama trebuia să umble, să aducă lemne, să ducă la moară, să ducă la câmp. Aveam teren la șes. Să are, să semene, să culeagă porumbul, să-l aducă acasă, era foarte greu. Iar noi, cât mama era plecată, stăteam la bunici după mama și ne urcam așa pe un deal, ne uitam să vedem casa noastră, să vedem dacă e ușa deschisă, dacă a venit mama. Ne bucuram când o vedeam. Da, mama e sfântă. Crăciun, mama ne pregătea de toate. Noi nu simțeam că, decât că suntem fără tată, dar în rest aveam de toate. Creștea porc, îl tăiam la Crăciun, numai că n-avem parte de atâtea dulciuri care se găsesc astăzi. De podoabe pentru brade, făceam cu hârtie creponată, era mai și mai primitiv și era frumos, foarte frumos.
poveștile din Năruja au șansa de a nu se pierde, datorită doamnei preotese Adriana Bratie. Prin micile proiecte culturale pe care le inițiază în cadrul bibliotecii, le face cunoscută copiilor lumea în care trăiau străbunii. Am un proiect, se numește Cu bunicii la gura sobei, și am adus persoane vârstnice să le povestească copiilor pe diverse teme, ori legate de istorie, ori despre viața de familie, ori... și ei sunt foarte încântați. Pe moment îi văd că e un prilej de socializare. Bătrânii sunt foarte încântați că pot să împărtășească celorlalți din experiența lor de viață. Copiii îi iubesc pe bunici, întotdeauna copiii și-au iubit bunicii și atunci vin cu drag și îi ascultă cu drag. După aceea nu-i văd că sunt foarte impresionați, dar peste o lună, două, văd că, doamnă, dar când ne mai aduceți un bunic? Că ne-a plăcut ce ne-a povestit. Adică sunt încântată că această punte între generații se menține. Pentru că, uite, bătrânii noștri pleacă și e păcat că sunt lucruri care se pierd. Și avem o obligație de suflet ca să transmitem celor de după noi tot ce am învățat noi de la moșii și strămoșii noștri. Copiii încă nu realizează cât de important este. Ei vin de drag, e altceva, au liber să plece de acasă și vin la bibliotecă, mama îi lasă să iasă în sat venind la bibliotecă, însă peste ani vor realiza că ceea ce fac aici, ei scriu istorie, o istorie locală. Și peste ani, clar, o să-și dea seama că e foarte, foarte important ce au învățat aici. Și sper din toată inima să țină minte și să transmită și copiilor lor ce au învățat. Cum a fost viața dumneavoastră împreună? Plăcută și bună. Ne-am crescut, am 5 copii, am 18 nepoți și 12 străni, strănepoți. Așa. Și mă bucur tare de ei. Am și prin străinătate. Și anul ăsta cum sărbătoriți Crăciunul? Știi cum îl sărbătorim? Cum? Că suntem sănătoși, că ducem o viață, chiar dacă o ducem și cu medicament, am muncit și pe la colectiv, avem pensie de 6 lei, mulțumesc lui Dumnezeu că merg bine, mă duc la Sfânta Biserică, mă întorc, ne-am pus pe masă, mănânc, mă hodinez liniștită și dau și eu un telefon prin Italia, prin Germania, pe unii am, pe toți, pe la București, prin Focșani, pe unii am. Și e o fericire și o bucurie că aud cât toți sănătoși și mă aud și ei se bucură de mine. Ce urare le-ați face de sărbători celor care se uită acum la emisiune? Să li doresc viață lungă, să mă depășească și de vârstă și de sănătate, să fie fericit și niște credincioși adevărat să împlinească datoriile și față de Domnul Iisus Hristos.